După ce s-a adresat tuturor instituțiilor competente ale statului, un bărbat din Schitugolești și-a exprimat dorința de a scăpa de cuibul de barză de pe stâlpul de electricitate din fața casei, care, spune acesta, că face o mizerie de nedescris pe timpul verii. Și pe lângă acest aspect, și grădina de legume are de suferit din cauza păsărilor. Timp de câțiva ani, omul s-a zbătut pentru a rezolva această problemă, iar în această săptămână a obținut un ordin al Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, Grațiela Gavrilescu. Potrivit ordinului, se aprobă relocarea unui cuib de barză Ciconia de pe raza localității Schitugolești la 600 de metri vest pe un stâlp de electricitate. În document se mai arată că procesul relocării se va face cu specialiști. Mai mult, în termen de 30 de zile de la data relocării, beneficiarul are obligația să transmită Agenției Județene pentru Protecția Mediului de pe raza administrativ-teritorială unde s-a desfășurat acțiunea de relocare, un raport asupra acțiunii derulate în baza derogării obținute. La această operațiune grandioasă au fost angrenați zeci de funcționari ai statului. Pe 10 aprilie a fost primul răspuns de la primărie. Ierarhic. Da, am ajuns la minister a doua oară, că prima dată am cerut demolarea cuibului și mi-a spus că nu sunt decât vreo 7 puncte care trebuie respectate și eu nu mă încadrez chipurile, că nu e atentat la sănătatea mai multor persoane decât probabil numai unui individ. Și a doua oară am făcut la sugestia celor de la Garda de Mediu din Pitești, domnul Ghelmeș respectiv, am făcut cere pentru relocare. Bineînțeles că la relocare a trebuit să căutăm stâlpi și domnul primar chiar a tocmit niște oameni care s-au dus pe aici, pe râu, în sus, pe o parte, pe alta, să găsească locul de relocare. E de câțiva ani și dacă mă totuși ele vin înapoi, pentru că generația și caută, dacă cele mai mari, așa, și tot aici. Credeți că face din nou cuibul? Da, face din nou, că barza e foarte puternică. Bine că făceau o oră de mizerie pe acoperișul. Deci, da, sunteți de acord cu acțiunea omului? Da. Dar văd, vine înapoi, cred, zic eu.